Finisarea în atelierul lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni 6, cu 19 și 20. Noi nu suntem ai noștri. Am fost cumpărați cu un preț scump, ca însă suferințele și moartea Fiului lui Dumnezeu. Dacă am putea înțelege acest lucru pe deplin, am simțit o mare răspundere în a ne menține în cea mai bună stare de sănătate, ca să putem aduce un serviciu desăvârșit lui Dumnezeu. Noi credem, fără nicio îndoială, că Domnul Hristos vine curând. Nu avem și nici nu am avut de-a lungul anilor vreo îndoială că doctrinele pe care le avem astăzi sunt adevăr prezent și că ne apropiem de ziua judecății. Ne pregătim să ne întâlnim cu Cel care, însoțit de o suită de îngeri sfinți, va apărea pe norii cerului ca să dea celor credincioși și drepți atingerea finală a nemuririi. Atunci când va veni, nu va trebui să ne curețe de păcate, să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să ne vindece de infirmitățile temperamentului și dispoziției. Această lucrare, dacă va fi făcută pentru noi, va fi îndeplinită înainte de venirea Lui. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinți se vor sfinți și mai departe. Cei care și-au păstrat corpul și spiritul în sfințenie și cinste vor primi atunci atingerea finală a nemuririi. Dar cei care sunt nedrepți, nesfinți și întinați vor rămâne astfel pentru totdeauna. Nicio lucrare nu va fi făcută atunci pentru ei ca să le înlăture defectele și să le dea un caracter sfânt. Toate acestea trebuie făcute în aceste ceasuri de har. Acum trebuie îndeplinită această lucrare pentru noi. Ne aflăm în atelierul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi sunt pietre aspre de la carieră, dar pe măsură ce ne prindem de adevărul lui Dumnezeu, acesta ne influențează, înalță și îndepărtează de la noi orice nedesăvârșire și păcat. În felul acesta, suntem pregătiți să-L vedem pe Împărat în frumusețea Lui și să ne unim în sfârșit cu îngerii cerești curați în Împărăția Slavei. Aici este locul unde trebuie îndeplinită această lucrare pentru noi, unde trupul și spiritul trebuie să fie corespunzător pentru nemurire.